Primăria Vareș a implementat un nou proiect de asfaltare pentru străzile comunei. Lucrările au demarat în această săptămână și sunt realizate cu bani obținuți prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Investiția se ridică la 4 milioane de lei. Este un proiect frumos, un proiect care a fost pornit anul trecut, un proiect care se încheie mai repede decât contractul de execuție, cu aproape 3 luni de zile, și un proiect care satisface în totalitate necesitățile și dorințele cetățenilor aflați în acele zone. Proiectul prevede asfaltarea a 4,3 km și se va finaliza în 2 săptămâni. Prin implementarea acestui proiect, comuna Vareș va fi asfaltată în proporție de 96%. Prima etapă a proiectului prevede asfaltarea drumurilor, urmând apoi să fie realizate accesele la proprietăți și podețele.